Plătim taxe din tranzacțiile efectuate în spațiul cripto? Nu plătim? Astăzi vom afla fix acest lucru. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Acesta este primul vlog din anul acesta și ne începem cu un subiect care poate fi așa împovărător, da? Am spus-o bine. Vorbim astăzi despre taxe, sau mai bine zis, despre ce taxe trebuie să plătim atunci când tranzacționăm în mediul cripto. Da, s-a vorbit foarte mult anul trecut despre mediul cripto, despre NFT-uri și cumva mi-am dat seama că ar trebui și eu ca avocat să încep să ating măcar un pic acest subiect care a devenit din ce în ce mai popular. Cum vă spuneam, astăzi vom vorbi despre ce taxe va trebui să plătim dacă tranzacționăm criptomonede și, bineînțeles, foarte important, facem profit de pe urma acestor tranzacții. Însă, lăsând la o parte acest intro, haideți să intrăm mai adânc în cadrul acestui vlog. În primul rând, prima întrebare, plătim sau nu plătim taxe și impozite atunci când tranzacționăm în mediul cripto? Da, vom plăti taxe pentru că statul român are vechiul obicei, ca orice alt stat, bineînțeles, să impoziteze aproape orice tip de venit pe care o persoană îl face în cadrul respectivului stat. Și bineînțeles că aici nu vom face diferențe și se vor aplica taxe, bineînțeles, dacă vom face profit, dacă vom face venituri de pe urma acestor tranzacții. Bineînțeles că nu vom plăti taxe și impozite dacă vom pierde bani în cripto. Cum spune și codul fiscal, transferul de monedă virtuală va fi încadrat la venituri impozabile. Mai bine zis, veți găsi în cadrul capitolului 10 venituri din alte surse, liniuță impozit pe venit, în codul fiscal veți găsi practic această sursă de venit pe care mulți o fac atunci când, spre exemplu, tranzacționează în mediul cripto. Deci dacă este să încadrăm aceste venituri din cripto, putem să le încadrăm, conform codului fiscal, la venituri din alte surse. Venituri din alte surse pot reprezenta, spre exemplu, chiriile pe care noi le încasăm, poate drepturi de autor și așa mai departe. De aceea, statul român s-a gândit că aceste tranzacții pot fi încadrate la venituri din alte surse. În al doilea rând, cum declarăm totuși aceste venituri din spațiul cripto? Veniturile din spațiul cripto vor fi declarate pe baza declarației unice, faimoasa declarație unică, care se depune, conform obiceiului, până la data de 25 mai, a anului curent pentru anul fiscal care tocmai a trecut. Astfel încât dacă este să luăm în calcul obiceiul, ca să zic așa, statului român de a impozita, ar trebui ca anul ăsta, adică anul 2022, până pe data de 25 mai, să depunem declarația unică pentru veniturile pe care noi le-am realizat în anul 2021. Și trecem la partea cea mai importantă și partea pe care cu toții o așteptați. Ce impozit trebuie totuși să plătim noi dacă, spre exemplu, facem venituri din mediul cripto și, bineînțeles, nu pierdem bani? În primul rând, vom plăti 10% din diferența pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție. Acest lucru înseamnă că dacă noi cumpărăm o monedă virtuală cu 200 de lei și o vindem cu 400 de lei, diferența dintre 400 de lei și 200 de lei va reprezenta suma de 200 de lei. La această sumă vom aplica 10% și vom
avea de plătit un impozit de 20 de lei. Bineînțeles că traderii vor face sume mult mai mari și bineînțeles că statul român va încasa și mai mulți bani. Eu am încercat să dau un exemplu cât se poate de clar, cu sume, așa, mai pentru noi, oamenii de rând. Însă, sper că ați înțeles ideea, practic veți plăti 10% din diferența pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție. Bineînțeles că dacă, spre exemplu, ați fi cumpărat cu 200 de lei și ați fi vândut criptomoneda cu 150 de lei, nu mai era cazul să plătiți acest impozit, dar de principiu nu mai știu care ar fi interesul vostru să faceți astfel de tranzacții, pentru că toată lumea intră în mediul cripto tocmai pentru a face profit. Bine, bine, dar totuși se pune întrebarea și totuși chiar trebuie să plătesc impozit tot timpul, adică chiar nu mă lasă statul român, băi, să nu plătesc și eu impozit, așa măcar pentru o mică sumă acolo pe care o fac. Da, statul român s-a gândit să nu te impoziteze dacă, spre exemplu, câștigul este sub 200 de lei pe tranzacție, iar totalul câștigurilor pe care tu le-ai făcut într-un an fiscal nu vor depăși 600 de lei. Acest lucru înseamnă că dacă, spre exemplu, nu vei face mai mult de 600 de lei într-un an din cripto, nu vei plăti impozit. Dar iarăși vin și vă întreb, chiar merită tot balamucul ăsta pentru a nu face mai mult de 600 de lei? Adică să stai acolo, să te stresezi, să tranzacționezi și să nu faci mai mult de 600 de lei? Nu știu, voi să-mi răspundeți la această întrebare. Mie mi se pare că nu. De asemenea, se pune o mare întrebare. Băi, și totuși dacă țin banii ăștia în portofelul meu, nu ăsta de la buzunar, în portofelul meu virtual și nu mi-i transfer în contul personal pentru a scoate iubita la un suc, pentru a pleca într-o vacanță în Cancun, da, ar fi bine, nu? Însă revenim cu picioarele pe pământ. Spre exemplu, dacă nu transferăm acei bănuți în contul perso, mai plătim impozit? Ei, cei mai mari consultanți fiscali spun că de principiu nu ar trebui să plătim impozit dacă nu transferăm bănuții pe care noi îi obținem ca profit în conturile personale. Însă, sfatul meu este să vă consultați cu un expert contabil care de principiu ar trebui să fie destul de bine pus la, de principiu mult mai bine pus la punct decât mine, pentru că eu totuși sunt un avocat, nu sunt un consultant fiscal și nici nu sunt vreun expert contabil, iar acest specialist în domeniul fiscal ar trebui să vă răspundă la întrebarea dacă plătiți sau nu impozit, dacă scoateți banii sau mai bine zis profitul de pe platforma pe care voi tranzacționați. Totuși a mai rămas un impozit. Tocmai voiam să fac un outro, dar a mai rămas un impozit sau o taxă de plătit. Țineți minte la un moment dat de acea contribuție la sănătate, mai bine zis la CASS, la Casa de Asigurări de Sănătate? De principiu, sunt șanse să nu scăpați nici de această mică contribuție. De ce? Dacă cumva veți depăși 12 salarii minim brute pe an, adică dacă veți face venituri mai mari decât 12 salarii minim brute calculate la nivel de țară în anul respectiv, voi va trebui iarăși să plătiți o contribuție către statul român, care reprezintă 10%. 10% care iarăși se adună cu acei 10% pe care voi plătiți ca impozit pe acel venit pe care vi l-am reprezentat pe tablă. Deci se adună cam multe taxe și impozite, dacă este să mă întrebați pe mine. Însă dacă vorbim de trader sau dacă vorbim de oameni care chiar știu să investească în mediul cripto, cred în mod cert că aceste taxe pot fi plătite cu ușurință. Însă dacă sunteți acolo la limită și faceți, spre exemplu, fix 12 salarii minim brute pe țară și trebuie să plătiți și impozitul, așa cum vi l-am explicat pe tablă, și contribuția la sănătate, ei bine, acolo se pune o ușoară întrebare și ar trebui să vină un răspuns din partea voastră.
băi, merită, nu merită să intru în această piață cripto? În orice caz, acest vlog nu este menit să vă descurajeze, din contră, vlogul acesta este menit să vă pun acolo o temă de gândire și, bineînțeles, să vă atenționeze că tot timpul este bine să vă plătiți taxele și impozitele la zi pentru a fi în regulă și a nu avea probleme pe parcursul desfășurării activității voastre. Cam atât pentru acest prim vlog din acest nou minunat an. Eu vă urez ca până data viitoare să respectați întotdeauna legea și să aveți grijă de voi și să fiți sănătoși anul acesta. Numai bine, pa, pa!